E ca un restart al vieții, ca un nou început și aceasta este ultima întrebare pe care o pregătisem pentru astăzi. Suntem la început de an 2023 și cu toții ne-am făcut lista de dorințe, de rezoluții. Acest lucru vreau să întreb. Există cu adevărat aceste începuturi așezate în calendare? Putem da cu adevărat restart vieții noastre, sănătății noastre, imunității noastre? Nu știu, când se schimbă anul sau de fapt aceste începuturi vin în funcție de altceva. Cum să le căutăm, cum să le așteptăm și cum să le aducem în viața noastră spre binele nostru. Da, noi putem să facem restart oricând în viața noastră. De exemplu, în momentul în care ai un diagnostic de cancer, faci un restart automat. Pentru că tu îți pui pe o listă toate lucrurile care au dus la acest diagnostic. De obicei faci asta cu un specialist și începi să faci restart, pentru că altfel n-ai nicio șansă, fiindcă mori. Dar trebuie să știi că începuturile de an, în general, și sfârșitul de an cu început de an este un restart pentru fiecare dintre noi. Dar trebuie să înțelegi că acest ingredient care încheie ceva și care deschide ceva, cuvântul cheie pentru aceste restarturi este cuvântul curățenie, a face curat. Pentru că în momentul în care vrei să creezi ceva nou, da, cum suntem în pragul anului nou, acestuia 2023, un an spiritual prin esență, cifra 7, noi trebuie să începem să facem curat. Asta ne dă restartul, știi? Gândește-te la corp. Corpul, dacă îi intrăm într-o stare de post, el începe să facă curaj și face restart. Adică, practic, curățenia ne duce pe noi într-un restart pe care îl putem provoca. Și cum să facem noi curat? Este să începem să vedem, de exemplu, în viețile noastre sau acum că a început anul, să vedem în 2022 ce anume a însemnat 2022, ce s-a încheiat acolo și ce ar trebui să luăm de acolo ca și învățătură să mergem mai departe. Dacă m-ai întreba pe mine care ar fi cuvântul cheie care ar trebui să treacă peste 2022 și să vină cu putere în 2023 din punct de vedere al medicinii, ar fi imunitatea naturală. Pentru că am ieșit din anii cu pandemia și se anunță noi pandemii. Și important este să vedem dacă lecțiile astea au fost într-adevăr. Știi că întotdeauna Universul îți face check-up, adică întotdeauna îți trimite și un control să vadă dacă tu ai bifat învățătura respectivă, pentru că altfel e de la capăt. Cu alte cuvinte, mie așa mi se întâmplă, de câte ori fac un salt, îmi vine o situație care să mă provoace să vadă dacă într-adevăr eu am făcut saltul respectiv și trebuie să dau ok-ul acolo, trebuie să dau testul. Da? S-ar putea ca 2023 să fie un test pentru toată omenirea să vedem dacă noi ne-am luat lecția din pandemie, dacă noi am putut să trecem peste acest lucru. Da, de ce? Pentru că 2023 este spiritual și pentru că această esență a spiritualității, dacă ne gândim legat de corpul uman, care este în 4D, la nivelul pământului, adică în prima dimensiune, dimensiunea aceasta vibrațională joasă de materie, partea spirituală cea mai înaltă, să zicem așa, dintr-un corp fizic este imunitatea lui. Pentru că absolut tot ce se întâmplă în corpul fizic depinde de imunitate. Imunitatea este cea care gestionează starea de sănătate și starea de boală când este eșuată. Cu alte cuvinte, dacă ar fi să dăm un test al corpului fizic, ar trebui, ca să fim sănătoși în 2023, ar trebui să măsurăm starea de imunitate, dacă este naturală, dacă este ok, dacă suntem bine. Și apoi celelalte lucruri care țin de corpul fizic, apoi mental și emoțional, unde ar trebui să învățăm să nu mai lucrăm cu emoții joase, negative, pentru că pământul întreg este într-un salt spiritual foarte mare. Frecvența pământului a crescut foarte mult. Eu, de exemplu, nu mai pot folosi mult plantele. Sunt unul din medicii care am ales să nu mai tratez nici cu plante. Să spun de ce, pentru că vibrația pământului a crescut atât de mult, încât nu sunt încă plantele pe noua vibrație și atunci ajuns la concluzia că sunt ineficiente, cel puțin până când nu se va stabiliza energiile foarte mult, și am ales în 2022 și 2023 să lucrez foarte mult decât strict vibrațional, eventual cu remedii homeopatice. Sunt niște transformări extraordinare care sunt la nivel planetar, care sunt la nivel vibrațional, chiar și în medicina holistică și ea se transformă, pentru că fiind cea mai avansată formă de medicină, pentru că lucrează cu prevenție, lucrează cu vindecare, lucrează cu cauză, lucrează cu conștiință, lucrează cu spiritualitate, deci unde poate fi mai mult decât atât?
Trebuie să știi că însă și ea evoluează și lucrează din ce în ce mai sus și în salturi spirituale, în salturi din acestea exponențiale. Sunt foarte recunoscătoare că putem vorbi și putem înțelege toate aceste lucruri. Mulțumesc, doamna dr. Florinela Stoianoviș, pentru o nouă întâlnire fascinantă cu multe răspunsuri.